Avem o săptămână de referendum și cum dezbaterile vor fi din ce în ce mai goale de sens, am zis să aducem ceva sens. Michel Foucault, de exemplu. Să apelăm întotdeauna la clasici atunci când avem nelămuriri. Mi se pare inutil să dezbatem ceva de nedezbătut, de exemplu drepturile unor oameni, și la asta ne poate ajuta și poate ajuta și pe cei care se simt prea siguri pe credința lor sau pe majoritatea lor. Michel Foucault îi poate ajuta. Istoria sexualității este o carte refer și chiar am recitit diverse interviuri din perioada aceea în care apărea primul volum și în care explica tot felul de chestiuni cheie care au ajuns loc comun sau care au ajuns să fie foarte folosite în ultimile 4 decenii. Sunt chestiuni simple, de exemplu, medicalizarea sexualității. Faptul că acum vreo 3 secole se întâmplă ceva straniu. În cazul homosexualității, în Franța, de exemplu, e incriminată, apar și câteva acuzații și condamnări cu moartea, dar ce e și mai important e că se instituționalizează urmărirea homosexualului, în primă fază prin poliție și în faza următoare, în secolul XIX, chiar, spune Foucault, intră în câmpul medical. Cu alte cuvinte, instinctul sexual este medicalizat. Instinctul tău este întotdeauna supus unei suspiciuni dacă cumva se abate de la o presupusă normă socială. Și atunci începe dansul, medicalizarea asta înseamnă și posibil internare, posibil urmărire de tip medical, la pachet cu incriminare. Când urmărești astfel de interpretări, când urmărești etape istorice ale felului în care este văzută sexualitatea, când îi urmărește demonstrațiile lui Foucault în legătură cu felul în care a fost percepută de-a lungul vremii sexualitatea femeii, virginitatea, castitatea, sexualitatea copilului. La fel, tot acum 3 secole a început și furia și spune Foucault nu întâmplător, probabil și cu începerea capitalismului și explozia burgheziei. Masturbarea era o obsesie pentru spațiul medical și social, masturbarea infantilă. Un astfel de înțelept, Michel Foucault, e un bun medicament, cred, în vremurile astea.